Din cauza faptului că vorbesc în fiecare zi cu foarte mulți oameni, cu potențiali clienți sau chiar cu clienți, foarte mulți dintre ei mă întreabă: Cristi, cum aș putea să investesc în bursa locală, în bursa de valori București? Dar explică-ne așa rapid, în 10 minute, fă-ne așa un ghid scurt. Sunt ceva soluții și pentru mine, chiar dacă nu am timp să aloc mai mult de 10 minute? Ei bine, da. Și acesta este scopul acestui curs. Bine ai venit, Cristian Trâmbu, eu sunt consultant financiar acreditat și investitor. Și haideți să vedem care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi dacă vrei să investești în Bursa de Valori București. Și în momentul în care discutăm despre pași, bineînțeles, trebuie să pornim cu dreptul, anume, prima și prima dată ne interesează ca noi să investim în cunoștință de cauză. Cum am putea să investim în cunoștință de cauză? Păi, mai întâi trebuie să ne educăm. Așadar, pe primul loc se află educația financiară. Adică, dacă în momentul acesta tu nu ești educat din punct de vedere financiar, ce înseamnă educat financiar? Păi înseamnă ca tu să știi ce înseamnă o acțiune, să știi ce înseamnă o obligațiune, să știi ce înseamnă un ETF, să știi cum se cumpără un ETF, pe atunci nu ești educat din punct de vedere financiar. Și în cazul în care nu ești educat din punct de vedere financiar, eu am creat și un curs de 3 zile care se cheamă De la Haos la independență, independență financiară. Și o să-ți las un link în descriere, astfel încât să te înscrii și tu, în cazul în care vrei să participi și vrei să discutăm despre creșterea în abilități. Pentru că acesta este scopul acestui curs, De la Haos la independență financiară. Scopul lui este să nu doar să ne arate care sunt problemele în momentul de față în România și în lume, ci să ne arate și cum am putea să nu mai avem astfel de probleme și să mergem la următorul nivel, să fim printre oamenii care sunt educați din punct de vedere financiar și care să știe foarte clar punctul în care se află acum, punctul în care vor să ajungă și care este calea din punctul A în punctul B. Da? Mare atenție, pentru că mai am foarte multe cunoștințe care spun: da, mă, Cristi, dar n-am eu nevoie să mă educ, nu-mi trebuie mie așa ceva. Dacă am nevoie, lasă că mă uit eu pe YouTube repede la două videouri și înțeleg rapid despre ce este vorba. Minunat, eu nu te contrazic. Poți să te uiți pe YouTube la două videouri și să înțelegi despre ce este vorba. Însă după două videouri, cu siguranță tu nu o să ai un plan. Din cauza aceasta am creat acest curs ca noi să creăm un plan coeziv de la A la B. Adică tu să ai tot ce trebuie și să ai abilitățile necesare astfel încât să poți să investești pe Bursa de Valori București. Da? Deci primul pas este să-ți crești nivelul de abilități, să-ți crești nivelul de educație financiară. După ce tu reușești să-ți crești acest nivel de educație financiară, bineînțeles, după ce afli ce înseamnă acțiune, ce înseamnă obligațiune, cum se economisește, o să ai nevoie de un parteneriat în piață. Adică nu o să poți cumpăra acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare de la mine. Eu nu vând așa ceva. Adică eu vreau să acumulez mai mult, mai puțin să le vând mai departe. Atunci, ca să poți să cumperi acțiuni, obligațiuni, ai nevoie de un intermediar. Acest intermediar se cheamă broker. Da? Deci, la pasul numărul 2, ai nevoie de un parteneriat cu un broker. Și eu știu că în momentul în care aud cuvântul broker, aoleu, panică, 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 nu vreau să lucrez cu un broker. Păi dacă nu vrei să lucrezi cu un broker, nu ai cum să cumperi acțiuni, de exemplu. Ce aș vrea să înțelegi este în felul următor. Broker nu este un om. Da? Deci acest broker nu este un om. Brokerul este o instituție. La fel cum banca este o instituție, la fel și brokerul. Banca, de exemplu, îți dă acces la bani. Dacă tu vrei bani, vrei credit, trebuie să mergi la bancă. Nu ai de unde să iei din altă parte acești bani. Bine, poți să împrumuți la rude și la prieteni, dar nu o să luăm în calcul acest exemplu. Ne interesează momentul în care avem nevoie de bani, mergem la bancă, da? Este la fel și când ai nevoie de acțiuni. Dacă vrei să cumperi acțiuni, mergi la un broker. Mergi la un broker și îți faci cont. Pentru că doamna bancă îți facilitează accesul la credit sau la bani, domnul broker îți facilitează accesul la acțiuni, obligațiuni, ETF-uri și alte instrumente financiare. Acum, de unde iei tu acești brokeri? Păi, dacă mergem pe Bursa de Valori București, pe pagina principală, o să vedem brokerii cu care Bursa de Valori București colaborează în momentul de față. În speță, aici sunt primii 12 și în cazul în care te interesează și care este cel mai mare broker din România în momentul de față, poziția numărul 1 este ocupată de Tradeville. Poziția numărul 2 de BT, de Banca Transilvania Capital Partners. Deci,
Banca Transilvania este împărțită în două. Are partea de bancă, de unde poți să împrumuți bani și credit, și are și partea de brokeraj, adică poate să-ți faciliteze accesul în piețele financiare și de aici poți să cumperi acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare. Da? Și dacă revenim la pagina noastră principală și avem pasul numărul 1, să creștem atât din punct de vedere al educației financiare, cât și din punct de vedere al abilităților, la pasul numărul 2 avem nevoie de acces la un parteneriat cu un broker. Acum, cum îți alegi acest broker? Păi, criteriile pot să varieze. În speță, eu o să-ți dau aici câteva variante. Ce mă interesează pe mine în momentul în care îmi aleg un broker? Mă interesează vechimea din piață. Adică mă interesează să fi trecut prin situații grele în trecut, pentru că dacă a trecut prin situații grele în trecut, va mai trece prin situații grele și în viitor și eu aș vrea să nu dea faliment. Da, la fel cum în momentul în care mi-aleg o bancă cu care lucrez, prefer să lucrez cu bănci mari care au trecut prin situații dificile în trecut, cu siguranță vor mai apărea situații dificile și în viitor și atunci șansele ca această bancă să supraviețuiască sunt foarte mari, la fel și cu un broker. Și că tot a venit vorba de bancă, să știi că și brokerul lucrează cu o bancă, adică el la rândul lui are parteneriat cu o bancă sau cu mai multe bănci. Și atunci, băncile cu care lucrează brokerul mă interesează. De ce mă interesează? Păi, pentru că eu vreau ca băncile cu care lucrează brokerul să fie bănci mari, să fie bănci cunoscute, să fie bănci cu renume, bănci în care am încredere. Dacă sunt bănci de colț de bloc, atunci nivelul meu de încredere nu este foarte ridicat. Și atunci eu prefer să nu lucrez cu astfel de brokeri. Acum, tu bineînțeles, tu poți să faci treaba asta pentru că băncile de bloc sau brokerii care sunt de colț de bloc au anumite avantaje și anume comisioane mult mai scăzute. Dacă tu vrei să riști să mergi în această direcție, este treaba ta. Recomandarea mea este să mergi să lucrezi cu cele mai mari instituții pentru că nivelul de siguranță este și el foarte ridicat. Da? Deci ne educăm prima dată. Apoi creăm un parteneriat cu un broker, iar la pasul numărul 3 ne apucăm și investim. La pasul numărul 3 cumpărăm activele. Pentru că în momentul de față avem tot ce ne trebuie, avem abilitățile necesare, avem educația necesară, știm ce se întâmplă în piețele financiare, avem un parteneriat cu un broker care ne oferă acces la aceste piețe financiare. Acum, ce mai rămâne de făcut? Este să cumpăr aceste active pe care vreau să le pun în portofoliul meu. Adică acțiunile, obligațiunile, ETF-urile, monedă, mărfuri și așa mai departe, le cumpăr și le pun în portofoliul meu. De ce aș vrea să le pun în portofoliul meu? Pentru că în momentul în care eu cumpăr aceste active, le cumpăr în urma analizei pe care am făcut-o. Analiză care îmi spune mie că prețul acestor active urmează să se aprecieze în următoarea perioadă, atât pe termen mediu cât și pe termen lung. După ce cumpăr aceste active, ce ar trebui să fac? Da? Deci eu mi-am făcut analiza, am citit rapoartele financiare, mi-am făcut analiză tehnică, știu cam care este direcția pe care ar trebui să o urmeze piața în următoarea perioadă și am cumpărat aceste active. Ce fac după ce cumpăr aceste active? Păi la pasul numărul 4, acesta este pasul cel mai important și cel mai greu de urmărit sau cel mai greu de îndeplinit, nu vând. Nu vând. Sau nu vând imediat. Și întrebarea ar trebui să fie ok și când vând? Păi în momentul în care se schimbă teza investițională. Adică cel mai greu să știi că nu este să cumperi un activ. Să cumperi un activ e simplu. Cel mai greu este să nu-l vinzi. De ce? Pentru că în piață apar tot felul de situații. Apar situații de creștere accelerată, apar situații de scădere accelerată. Și atunci, cu adevărat, cel mai greu pas este pasul numărul 4. Pasul în care eu nu ar trebui să vând. Mare atenție, pentru că aici se construiesc sau se distrug averile. Warren Buffett a spus în felul următor. Averile se construiesc în momentul în care vinzi. Și tu dacă vinzi pe minus, mare atenție, că nu îți construiești averea, ci ți-o distrugi. Tocmai din cauza asta îți spun de pe acum, educă-te, creează-ți un parteneriat, cumpără activele, dar cumpără-le în urma unei teze investiționale.
Adică nu doar pentru că ai văzut pe internet pe cineva care ți-a spus sau ți-a povestit de Banca Transilvania sau de alte companii, tu mergi și fă o analiză detaliată pe acea companie pe care vrei să deții, fă o analiză tehnică, fă o analiză fundamentală și în urma tezei tale investiționale decide să cumperi sau să nu cumperi. Când vinzi aceste active pe care le deții, teoretic nu le vinzi niciodată, practic le vinzi doar în momentul în care se schimbă teza investițională. Adică, dau un exemplu pur teoretic. Să spunem că tu, în urma analizei tale, decizi că Banca Transilvania este una dintre companiile în care vrei să investești pentru următoarea perioadă, pentru că, în urma analizei, a rezultat că urmează să crească prețul pe acțiune, că se dezvoltă din ce în ce mai mult compania, atunci tu vrei să fii parte din această dezvoltare. No, bun. Teza ta investițională este că urmează să crească această companie și cumperi acțiuni. Doar că prețul fluctuează, prețul pe acțiune mai fluctuează în timp. În mod șocant, prețul pe acțiune nu doar crește, ci mai și fluctuează. Și tu, în cazul în care ai cumpărat în momentul ăsta și peste 2-3 zile, 4 zile, 5 zile, prețul scade și vinzi, tu vinzi pe minus. Ce s-a schimbat de acum 4 zile până acum? Păi nu s-a schimbat mare lucru. S-a schimbat teza investițională? Nu. Atunci nu ar trebui să vinzi. Ar trebui să fii fericit că prețul a scăzut astfel încât să poți să cumperi mai mult. Când ar trebui să vinzi? Pe în momentul în care, în urma analizei pe care o faci, rezultă că compania nu mai crește. Dacă compania nu mai crește, în mod evident, și prețul pe acțiune urmează să nu mai crească. Adică o să urmeze ori o zonă de platou, o să înceapă să scadă. Și de-abia în punctul ăsta ar trebui să iei decizia de a vinde și să-ți iei profitul. Nu pe termen scurt. Pentru că în momentul în care tu cumperi o acțiune sau cumperi un ETF, tu ești bucată din acea companie. Acea companie este și compania ta. Chiar am un prieten care cumpără acțiuni la Starbucks. Și în momentul în care se duce la Starbucks să-și cumpere cafea, și dacă găsește un șervețel pe jos sau un pai sau o mizerie, ia paiul de pe jos și îl pune la coșul de gunoi. Și l-am întrebat, ok, dar ești femeie de serviciu, de ce faci tu curățenie la Starbucks? Și mi-a zis, Cristi, Starbucks este compania mea. Și dacă Starbucks este compania mea, profitul pe care eu îl fac din această companie este direct influențat din ce se întâmplă în fiecare restaurant în parte. Atunci, eu am înțeles de ce eu ar trebui să consider toate companiile în care investesc companiile mele. Pentru că, într-adevăr, eu sunt bucată din acea companie și tot ce se întâmplă în acea companie mă influențează pe mine în mod direct. Așadar, revenind la pașii pe care i-am discutat, primul pas, educă-te astfel încât tu să-ți crești nivelul de abilități. În cazul în care, în momentul de față, nivelul tău de abilități nu este foarte ridicat, te aștept la cursul de 3 zile, o să găsești link în descriere pentru a aplica și tu la acest curs, un curs de 3 zile. Pasul numărul 2, creează un parteneriat cu un broker. Eu știu că în România, în momentul în care auzi cuvântul broker, apare panică și nefericire. În speță este un lucru absolut normal pentru un investitor să aibă un parteneriat cu un broker. Nu se poate altfel. În cazul în care nu vrei să ai parteneriate cu broker, cu bănci, ne pare rău, asta este. Da? Deci este în mod obligatoriu acest parteneriat cu un broker. Pasul numărul 3 ar trebui să începi să cumperi active. Acțiuni, obligațiuni și alte tipuri de active, astfel încât să le pui în portofoliul tău. Mare atenție, aceste achiziții se fac în urma unei teze investiționale, analiză fundamentală și analiză tehnică pentru ambele. Iar la pasul numărul 4, vinde doar în momentul în care se schimbă teza ta investițională. Altfel nu vinzi. Sau doar dacă ai nevoie urgentă de bani pentru că a apărut o situație. Doar că, în mod normal, tu nu ar trebui să te bazezi niciodată pe acești bani pe care să investești la bursă, ci ar trebui să ai un fond de urgență și un fond de siguranță separat pentru situații de urgență, după cum îi spune și titlul. Da? În mod normal, noi nu vindem niciodată aceste active, doar în cazul în care se schimbă teza investițională. Acești patru pași simpli te duc în punctul în care tu să ai portofolii investiționale pe piața locală, pe Bursa de Valori București. Sunt pași simpli, sunt pași la îndemâna oricui, pași pe care îi poți face și tu, bineînțeles, fără niciun fel de problemă. Doar că ai nevoie să aloci puțin timp la început, astfel încât tu să-ți crești acest nivel de abilități și să poți să intri în siguranță în această piață. Pentru că, în momentul de față, din cauza inflației, probabil ți-ai dat seama, investițiile nu mai sunt opționale, ci au început să devină obligatorii, având o inflație undeva la 10%, mă, avem nevoie cumva să compensăm această inflație și în piața de valori București
putem să facem aceste lucruri. Acum, dacă ți-a plăcut acest video, te rog, lasă-mi un like și un subscribe și spune-mi în zona de comentarii tu cum investești în piața locală sau tu investești în piața locală? Este piața locală preferată de tine sau preferi să spui banii în alte piețe? Eu, de exemplu, investesc foarte puțin în piața locală și prefer să pun banii în momentul de față cel puțin mai mult spre piețele externe. Așadar, te aștept în zona de comentarii să-mi spui tu unde preferi să investești și să începem acolo o conversație interesantă. Până data viitoare, te salut!